Este ultima parte a meciului dintre Leon Highfield și Thepchaiya Un-Nooh. Thepchaiya are de înfruntat aici o masă foarte dificilă, pila roz, repoziționată pe punctul pilei negre, s-a complicat acolo treaba. Leon Highfield vine la masă, șansă destul de proastă, doar un safety shot aici. Scoate bila albă, oare în spatele bilei roz, are nevoie neapărat deoarece nu este acea bilă roșie în apropierea buzunarului drept, iată, este taxat de către Thepchaiya. 11 la 12, acum joacă bila albastră pentru buzunarul de mijloc. Aici destul de greu pentru Thepchaiya, chiar dacă are un avantaj, iată, de 3 jocuri. Ion Highfield este capabil să facă break-uri mari, să deschide jocuri dintr-o singură vizită la masă. Viitorul la două capete, nu. Nu știu, scuze, incredibil. A urmărit acea lovitură combinată, fantezist aș putea spune, foarte greu să reușești o astfel de lovitură. Fost distanță de peste 30 de centimetri acolo. Între birele roșii, dar Ian Heifeld a reușit lovitura. Poate fi lovitura mai bună din meci de până acum. Jucat până acum de către englez. Este sigur, odată cu trimiterea acestei bile roșii în buzunar, că nu mai poate pierde acest joc. Este 7 la 5. Cea un nou începe în nota identică cu frame-ul precedent. Cu o lovitură spre partea superioară a mesei. Să vedem dacă de data asta aduce break-ul la bun sfârșit. A văzut deja este în stare în caz să-l poate pedepsi rapid. Dacă ratează bile ușoare. Păi nu se pare așa ceva. N-ai voie să ratezi astfel de lovituri dacă vrei să te califici pe tabloul principal campionatului mondial de snooker, bineînțeles.
51. One.
Thanks for the. Thank you.